Cei mai buni 50 de studenți și masteranți ai țării au intrat în posesia Bursei de Merit 2012, oferită în cadrul unei ceremonii festive desfășurată pe 24 decembrie la Palatul Republicii. Cea de-a 17-a ediție s-a desfășurat în mod tradițional cu suportul financiar al sponsorilor Moldova Growing Bank și compania Orange Moldova. Acest concurs Burse de Merit a devenit o tradiție frumoasă, atât pentru studenți țării, cât și pentru Orange Moldova. Susținerea tinerilor este una din prioritățile noastre principale în strategie de RSC și noi suntem convinși că aceste investiții care facem astăzi în dezvoltarea profesională a tinerilor vor aduce mâine specialiști, bine pregătiți specialiști tineri pe piața muncii Republicii Moldova, care vor contribui la dezvoltarea durabilă a țării. Cei 50 de premianți, studenți la ciclurile licență și master, au beneficiat de burse în valoare de 12.000 de lei fiecare, oferite de sponsor, dar și de seturi de cărți și abonamente gratuite la ziar. Cei mai buni studenți au fost aleși în cadrul unui concurs, fiind selectați de către o comisie independentă de experți constituită din reprezentanți ai comunității academice. Prezent la evenimentul de decernare, premierul Vlad Filat și-a exprimat admirația față de tânăra generație și le-a urat succese în performanțele de viitor. Am spus și voi spune și pentru perioada de viitor că noi avem în Republica Moldova cei mai buni copii, cei mai buni studenți, care categoric au nevoie de un sistem educațional adecvat, în baza căruia toate aptitudinile pe care le au să se transforme în cunoștință și în capacitate de a face față tuturor provocărilor pe care ni le oferă lumea contemporană. Tinerii s-au arătat mândri de realizările înregistrate și sunt gata să investească banii oferiți de sponsor în studii și perfecționare. Este un venit suplimentar pe care îl putem utiliza pentru evoluția noastră, pentru a ne autodezvolta. Bursa de merit m-a făcut să închei anul cu moralul ridicat și să fiu motivat ca în anul viitor la fel să reușesc să realizez poate ceea ce nu am reușit anul acesta. Acești studenți practic sunt viitorul țării noastre, sunt cei care în foarte scurt timp vor ocupa poziții de vârf, poziții de conducere în companiile autohtone. Practic aceste companii susțin viitorul țării noastre. Sincer, sunt foarte impresionată și mulțumesc tuturor celor care au organizat-o. Este o promovare a talentelor din Republica Moldova. Mulțumim că suntem văzuți și susținuți. Noi suntem viitorul acestei țări. Manifestarea lor, sau adică implicarea lor în acest proces de premiere, reprezintă oferirea nouă a unei șanse reale de promovare. Plus la asta reprezintă o motivație pentru noi, ca noi să realizăm ceea ce ne-am propus în plan. Vrem să le spunem un mare mulțumesc anume sponsorilor, pentru că datorită lor visele noastre probabil pot deveni realitate mult mai ușor. Fără acești bani, chiar dacă sunt o sumă poate pentru cineva foarte mică, pentru cineva foarte mare, ele reprezintă un pas pe perfecționarea noastră și spre autodezvoltare. Pe parcursul celor 17 ediții, 1130 de studenți au beneficiat de burse de merit, iar festivitatea de decernare a devenit un eveniment remarcabil în viața universitară din Moldova.